Cele 4 saloane de la Spitalul de Pediatrie din Pitești au fost complet renovate. Gestul a fost făcut de tatăl la 6 copii, care a refuzat să-și dezvăluie identitatea. A avut însă grijă ca saloanele să aibă de la uși și geamuri de termopan până la draperii, lenjerie nouă și jucării. Am plecat cu o rezervă și până la urmă a făcut 4 rezerve. Sunt ca rezerve de lux, deosebit de frumoase, așa, curate și au tot ce le trebuie unei rezerve de lux pentru un copil. De modul în care arată acum cele 4 saloane, cel mai mult se bucură mămicile, ale căror copii sunt tratați la pediatria din Pitești. Chiar este foarte frumos, îmi place, nu mă așteptam, am crezut că e cu bani, prima fază, și pe aia mi s-a spus că nu, este renovat acum, e ok. Nu mă așteptam să fie așa frumos, să fiu aici în salonul ăsta, renovat. Sunt rezerve de lux, dar nu cu plată. Sunt rezerve ca într-un spital de stat în care copilul vine, se simte bine, se tratează, pleacă acasă, fără să plătească niciun ban pentru ele. Deci este un act de caritate de o importanță deosebită. A unui om modest, v-am spus, cu o mică afacere personală pe care el a vrut să facă ceva pentru spitalul de pediatrie. În cele 4 saloane totul a fost ales special pentru ca cei mici să fie încântați de locul unde stau. Pentru toate acestea, tatăl celor 6 copii a acceptat doar un simplu mulțumesc.